Comasarea alegerilor se discută în partide. Este o variantă care este posibilă, este posibilă constituțional, însă nu este posibil să aducem parlamentarele mai aproape. Este însă posibil să fie amânate localele. Dacă asta este o soluție sau nu, vom vedea pe parcurs. Au existat prime discuții la nivelul coaliției, încă se evaluează dacă aduce ceva în România. În anul viitor, în 2024, am avea cam multe alegeri. Este o realitate. 4 rânduri de alegeri complicate într-un singur an sunt problematice. Da, deci avem și prea multe alegeri, dar pe mine mă interesează ce înseamnă chestia asta, Sorin Ioniță, cu să vedem ce ne aduce. Cam ce să ne aducă? Ce ne aduce Moș Crăciun nouă politicienilor cu alegerile astea? Păi să vă spun ce ne aduce. Sunt două țări în momentul ăsta unde se discută comasarea alegerilor exact în felul ăla. Una e România, domnul Iohannis, și una este Federația Rusă, domnul Vladimir Putin. Și eu vă spun că acolo s-au stabilit, poate ar fi bine să le punem și noi în aceeași zi. Alegerile vor fi în 10 septembrie, erau alegeri locale în Rusia și au zis așa: dom'le, ce atâta și cheltuială, poporul e și așa stresat de război, participarea va fi mică, recunoașteți argumentele, dar hai să le facem și regionale și hai să facem și ele pentru o parte din Duma de stat, adică parlamentare. Deci pe 10 septembrie, poate bine spunem și noi tot în 10 septembrie, să fie deodată cu urmă, poate reducem costurile și mai bagă și e-voting de ăsta, vot electronic, pentru că data trecută le-a mers foarte bine în Moscova, ieșise ce nu trebuie. Și a doua zi au schimbat tot numai din calculator. Este 112% bănuiesc. Prezența, nu, au schimbat pur și simplu oamenii. Adică nu trebuiau să iasă consilierii ăia de opoziție și au ieșit ai lui Putin. Și așa că mai lasă la anul în primăvară, când avem noi europarlamentare, doar prezidențiale în Rusia, când trebuie reales Putin, au în primăvara lui 2023. În rest, deci discuția, acum am uitat termenul rusă, este comasarea alegerilor. E una din principalele discuții politice în Federația Rusă. Și ailaltă este în România cu Klaus Iohannis, care, ca și Vladimir Putin, consideră că poporul e un pic stresat din diverse motive, e prea mult, va fi prezență scăzută la vot, de ce să cheltuim atâta, să facem și o verticală mai bună a puterică și locale și parlament, se mai aliniază partidele, primarii trag pentru deputați, știți toate argumentele care sunt. Și eu zic că e bine să recunoaștem când ne inspirăm de undeva. Da. Adică să cităm, să nu o lăsăm așa necitată chestia. Bun, eu știam că atunci când se vorbea de cât de mulți parlamentari avem, câte instituții și așa mai departe, ni se spunea mereu democrația costă, democrația e scumpă și așa mai departe. Acum ne plângem că avem prea multe alegeri, că poate ar fi bine să nu mai avem, să înșurubăm coaliția PSD-NL la putere 8 ani de acum încolo în numele stabilității, că numai asta auzim, stabilitate. Da, din păcate cu această declarație sunt prea multe alegeri, președintele ne arată o latură pe care n-am bănuit-o și anume un soi de spirit antidemocratic foarte țintit, adică e interzis pentru orice democrat convins să spună prea multe alegeri, adică de faptul că dânsul a ajuns și primar și președinte de două ori prin alegeri, deci e aberant. O să-i dau ăștia medalia cu dar, da, în fine, s-ar putea să pățesc, da. Există o decizie a Curții Constituționale, între altele cei care au reclamat comasarea atunci când această decizie a fost luată. Între alții îi găsim pe Alina Gorghiu sau pe domnul Stroie, care e purtător de cuvânt la PNL. Ei au cerut să nu se comaseze. Iar alegerile locale cu cele parlamentare. Și acum? Și acum tot ei declară tot că trebuie comasat. Acum, decizia persoane. E foarte tare, decizia Curții. Și nu văd cum cu o curte și cu componența diferită de astăzi, sigur, mai apropiată politic de PNL și PSD, ar putea, cum o asemenea curte ar putea să schimbe, pentru că acolo se spune așa, nu pot fi cuplate parlamentare și locale, pentru că dacă se țin aceea zi, se răpește dreptul la participare politică pentru număr semnificativ de oameni. Vă amintesc că la locale sunt peste 45.000 de poziții și au fost uneori și peste 250.000 de candidați. La parlamentare sunt 400 și ceva de poziții, mai puține persoane, dar judecata curții este că o suprapunere a unui scrutin local pentru 45.000 de poziții cu un scrutin parlamentar pentru peste 400 de poziții răpește dreptul la
participare politică pentru un număr semnificativ de oameni, pentru că evident că nu toți cei 250.000 câștigă, dar ei ar fi putut să candideze dacă alegerile ar fi în alte date la celălalt tip de alegeri. Ăsta e un argument foarte tare și nu cred că va putea trece curtea. Acum, există o posibilitate de comasare și a fost practicată la noi din 1990 în 2004, și anume suprapunerea turului întâi la prezidențiale cu alegerile parlamentare. Aici este o situație specială pentru că, evident, după ce se consumă alegerile legislative și primul tur al prezidențialelor, rămân în cursă doi finaliști și dacă unul dintre cei doi finaliști e înscris și la parlamentare, el știe dacă e ales sau nu acolo. Deci, obiecția pe care curtea a introdus-o referitoare la comasare locale parlamentare pică. Păi, dar da, în rest, pe această decizie, e imposibil să comaseze locale cu parlamentare. Acum, varianta logică pe care ar putea, mă gândesc, să o discute guvernul, este să aducă alegerile locale în aceea zi cu europarlamentarele. Dar asta ar însemna o mare dificultate. Ultimele locale s-au ținut nu în iunie, cum era până acum, din 92 încoace, ci în septembrie, din pricina stării de urgență. Mandatele aleșilor locale au început să curgă din sfârșit de septembrie, dacă țin minte, dacă nu chiar 1 octombrie, după 1 octombrie, că au mai fost diverse probleme de validare. Deci, ideea de a scurta acum mandatul aleșilor locali pentru a ține locale și europarlamentare în același moment, mi se pare că va prezenta foarte multe dificultăți. Președintele zicea invers, să aducem localele mai încolo, mai spre parlamentare. Dar nu se poate, pe asta îi spun președintelui. Păi da, dar să termină mandatele lor. Este... Păi... Da, se termină mandatele și mandatele lor nu pot fi prelungite. Și chiar dacă le-ai prelungi, se intră în obiecția Curții Constituționale. Eu îi recomand președintelui această... Nu știu, probabil că se așteaptă de la ea să-și, cum să zice, să-și reviziteze propria jurisprudență și să zic acum altfel. Sau nu, pentru o mărire de leafă? Pentru ceva, nu, da. Nu cred. Nu cred. E foarte tare și de asta eu îi recomand președintelui cu toată simpatia pe care o por să citească decizia, că nici nu e foarte lungă. Adică e un text de câteva pagini foarte bine argumentat și, repet, este rezultatul unui demers făcut chiar de PNL, că PNL atunci nu vrea comasare și a obținut această decizie. Nu? Deci doamna Gheorghiu și domnul Troic cred că n-ar trebui să mai argumenteze acum, pentru că nu sunt credibili, au cerut contrariu. Nu mai poate să spun acum, vrem decizia inversă, pentru că nu o să-i creadă nimeni. Da, domnule Lăzescu, suprapunerea parlamentare cu primul tur al prezidențialelor, aia fezabilă, poate că nu le aduce ceva. Că asta spune președintele. Încă se evaluează dacă ne aduce ceva. Ce se așteaptă să-i aducă? Să le aducă? Cui să aducă? Da, acum argumentele juridice au fost discutate și n-aș intra aici. Ce ar trebui spus? De ce vrea PNL-ul și de ce nu prea vrea PSD-ul? Până la urmă, mi se pare un lucru interesant. De ce PNL-ul? Pentru că PNL-ul e evident un partid mai slab ca organizare față de PSD. PSD are încă o structură, cum spuneam, nu e chiar ca pe vremea lui Cosmâncă, încă, dar e totuși un partid net mai bine organizat decât PNL-ul și atunci, sigur, se așteaptă ca să meargă să funcționeze sistemul ăsta și la locale și la parlamentar. Pentru PNL e o problemă, că oricum stă destul de prost în sondaj, sigur am văzut cam cum arată ultimul sondaj, dar dincolo de asta, sigur, ei speră ca cu implicarea aleșilor locali, a primarilor prin diferite orașe, județe, mă rog, primării pe care le controlează, să obțină un scor mai bun la parlamentare. De asta e această dispută. Părerea mea că până la urmă probabil că nu se va ajunge aici, e complicat și din punct de vedere juridic și nu vor avea sprijinul PSD-ului. PSD-ul n-a nici interes de o mână de ajutor PNL-ului până la urmă. Asta pe de-o parte. În ceea ce privește chestiunea cealaltă, aici încă lucrurile sunt neclare apropo de suprapunerea asta, ce spunea Cristian Preda apropo de suprapunerea asta cu prezidențialele. Deocamdată nu prea știm cine se va avânta în luptă acolo și în ce măsură, zicem, ce soluții vor avea partidele. E o situație destul de confuză în momentul de față. Dar asta am vrut să scot în evidență, că de fapt lucrul ăsta trebuia cumva discutat, de ce există această asimetrie în ceea ce privește interesul pentru aceste alegeri. Președintele, nu știu, e undeva, își dă seama
cumva că ar fi interesant, dar cred că nu, nici nu e foarte sigur că se poate ajunge la o soluție. De aceea probabil că a fost ceva mai rezervat din acest punct. Da, acum dacă ne uităm la faptul că PNL a pierdut la ultimele alegeri peste 1 milion de voturi între locale și parlamentare, poate înțelegem mai bine de ce și-ar dori această comasare de locale cu parlamentare, să tragă primarii și pentru ei. Și de ce își doresc să tragă atât de mult primarii? Păi ca să ai un scor acolo, să mai faci parte dintr-o coaliție cu PSD-ul, nu? Că înțeleg că ăsta e visul, să rămâi visul penelist. Să rămâi la guvernare, la breloc cu PSD. Fără un scor de 20%, PNL-ului va fi destul de dificil să rămână în această combinație de putere și la PSD. Și PSD a pierdut voturi între cele două tururi de scrutin, între cele două rânduri de alegeri în 2020, dar mai puține. Pentru că au, mă rog, sunt mai disciplinați și au mecanismul mai bine pus la punct electoral. Dar miza este coaliția, păstrarea coaliției până la urmă și cu UDMR-ul, bineînțeles. Adică acest ne spui că motivul. Visul PNL e de fapt să fie partenerul junior dintr-o coaliție cu PSD-ul, nu? Cam asta e ceea. Nu să facem noi guvern, nu să fim Ivioara întâi, să fie cumva acolo în orice echip la guvernare. Agățat de cineva. Oricărui parte să ajungă. Păi nu, dar agățat de cineva, să fie acolo, remorcă. Păi nu, asta e de pe vremea lui Patriciu. Asta era strategia care a rămas de atunci. Cât sunt? 15 ani? Păi nu știu. 20 ani. Tot ce mai visează PNL în momentul ăsta? 25. Cred că e un obiectiv important pentru PNL. Adică e, până la urmă... Nu, adică să fie Vioara 2, 3, cât o mai fi, că na. Păi, nu are cum să spere la mai mult, pentru că diferența față de PSD e destul de consistentă. Chiar dacă nu ne place neapărat lucrul acesta, PSD-ul e pe primul și loc. Nici de vreo alianță s-ar putea, de dreapta, Doamne ferește, să fie aur, dar sper să nu ajungem în situația. Dar nici aceea. De vreo alianță de dreapta cu PNL în frunte, înțeleg că nici la asta nu visează. Păi, cu cine? Apropo cu de PNL apărarea și cu cine? Clasei mijlocii, ce ne turna domnul Bolojan la început? Cu bune intenții, Alminter, sunt convins, dar cred că i-a rămas singurul din PNL care mai vorbește despre asta. Dreapta, mediul de afaceri, nu știu ce, mai contează? Condiția ar fi să se refacă o alianță de guvernare pe dreapta, sau mă rog, să se refacă parteneriatul PNL-USR, că despre asta vorbim. Adică, mă rog, vor fi alegeri, președintele Iohannis nu va mai fi președinte, vor fi probabil niște oameni noi în PNL, oameni care nu au avut o relație proastă cu cei din USR și se mai pot renoda acolo niște punți, dar eu cred că USR-ul o să superformeze la alegerile astea și nu cred că va avea suficiente voturi PNL-ul cu USR-ul să facă această, să facă această alianță. Îți trebuie o majoritate cât de confortabilă. Și cu Forța Dreptei și cu PMP sau cine mai candidat la acele alegeri. Forța Dreptei și PMP-ul sunt și ele pe acolo, undeva în marginea de eroare a sondajelor. Nu. Bun. Ăsta ar fi calculul, dar... nu cumva depinde totul de europarlamentarele de anul viitor, primele care deschid seria alegerilor. Că am văzut ce s-a întâmplat în 2019, domnule profesor. Cum în diaspora, de pildă, PNL-ul era pe cai foarte mari, s-a răsturnat acolo ceva, iar acum viitorul s-a anunțat a fi de aur. Europenele vor fi un test pentru guvern. Asta e în general situația în statele membre. Nu inventează nimic România. Sigur că acum europenele vor fi și primele dintr-un ciclu, indiferent dacă se comasează ceva, tot vor fi și locale, și parlamentare, și prezidențiale. La anul vom alege toate aceste instituții. Și deci va fi o ocazie, cum a fost și în 2019, după guvernările Dragnea, va fi o ocazie de a judeca performanța celor care sunt la putere. Acum, dacă la putere va rămâne această combinație PSD-PNL cu DMR apropiat acolo, sigur că toate aceste partide vor fi sub tirul opozițiilor, cum vor fi ele, mai e foarte mult până la anul. Și ce e semnificativ politic este faptul că două din aceste partide sunt în familia populară europeană, Partidul Național Liberal și UDMR, celălalt partid este în familia socialiștilor europeni și din informațiile pe care le am, pentru că am păstrat evident multe legături cu foștii mei colegi din Parlamentul European și din grupul socialist și din grupul
Popularilor Europeni și din Grupul Liberal, există deja o frământare, o discuție despre cum vor performa partidele din România din aceste două mari familii, cea populară și cea socialistă. Între altele, pentru că aceste două mari familii, cea populară și cea socialistă, au pierdut în foarte multe locuri. Au pierdut în alegerile ținute de la ultimele de la ultimul scrutin european. Sunt evoluții în curs în state mari. În Franța s-au consolidat extremele stângă și dreaptă. În Italia au câștigat conservatorii doamnei Meloni. În Germania nu mai avem un partid al Marii Coaliții, ci un partid făcut în jurul SPD-ului cu verzi și cu liberali. Și așa mai departe. În Spania sunt evoluții de asemenea foarte interesante. Deci în toate aceste țări și cele care dau numărul cel mai mare de deputați europeni, sunt întrebări despre ce fac estici în general. Și în România, sigur că cele două mari familii, încă cele două mari familii, cea populară și cea socialistă, se întreabă ce va veni din România, ce voturi vor veni. Sigur nu va fi o mare coaliție, pentru că nici socialiștii, nici populari nu vor să amestece lucrurile și asta nu s-a întâmplat niciodată. Deci și UDMR-ul și PNL-ul și PMP-ul este una din părțile acestei familii și PMP-ul are pe Traian Băsescu și pe Eugen Tomac în Parlamentul European. Toate aceste familii sunt foarte interesate. Ori riscul unui vot de protest care să fie masiv din punct de vedere al participării e mare. Reamintesc că în 2019, atunci când s-au ținut europene și respectiv prezidențiale, participarea la europene a fost mai mare decât la prezidențiale. Adică votul de protest, furia oamenilor, a fost majoră. Și dacă partidele vor să înceapă bine anul ăsta, ar trebui să gândească cât poate să piardă din mobilizarea AUR, dar cât să poate să piardă și din mobilizarea unor forțe politice pe care noi nu le ghicim acum. Sunt peste 200 de partide funcționale și s-ar putea să apară combinații inedite. Pentru că, vedeți, și asta e ultimul lucru pe care vreau să-l spun. În 2024 se încheie un ciclu istoric, și anume un ciclu deschis în 2004, când s-a decis desincronizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale. Și noi suntem după 20 de ani în care o sursă a instabilității politice a fost tocmai faptul că nu s-au mai ținut în același an prezidențiale și legislative, atunci când președinții nou aleși făceau majorități. Bun, da. Ori asta... Noi ne bucuram că e checks and balances. Iese păi președinte așa. De altfel și mai ține de hături un guvern, nu știu cum. N-a fost tocmai pentru că, iarăși în această perioadă, ciclul alternanței politice, care înseamnă organizatorii alegerilor trec în opoziție, a fost slăbit semnificativ. Ultimele trei alegeri nu au fost alegeri cu alternanță. Deci s-ar putea ca... Și eu nu înțeleg de ce PNL și PSD nu prea văd aceste lucruri, că se pierde mărunțișuri. S-ar putea ca PNL și PSD să piardă la anul din pricina felului în care au guvernat în acești trei ani într-un mod dramatic, cum nu au cunoscut până acum. Bun. Și totuși înțelegem, Sorin Ioniță, că își negociază nu doar această comasare posibilă, ci și un pachet întreg, o alianță, dacă vreți, în care cine să dea președintele, cine să dea premierul, în spatele cărui candidat la primăria capitalei să se alinieze amândoi. Ghișciupercă, că PSD-ul a zis deja în spatele cui ar vrea să se alieze și liberali în spatele doamnei Firea. PNL-ul își inventează, văd tot felul de motive pentru asta, circulă niște sondaje printre liberali care spun că doamna Firea oricum e la mare distanță Nicușor Dan și ar trebui creditată că na, ce să facem, de ce să ne băgăm noi în altă combinație. Și atunci? Asta zic ei acum. Dar mai e un an până la europarlamentare și după aia sunt cele importante și se vor schimba multe. Nu știm foarte multe din aceste lucruri și eu cred că va fi o bătălie interesantă, chiar mai interesantă decât ultimele dăți, la prag, la 5%, în jurul 5%. Pentru că e timp pentru formațiuni, nu e timp să faci 30% cu un partid nou înființat, dacă să ajungi la 5% este. Și acolo va fi și aia va fi decisivă pentru multe coaliții posibile. Deci eu cred că, și se pierde enorm de mult timp cu discuțiile astea cu rotativa și cu alegerile, și, adică am stabilit că bugetul are adâncitură, PNRR-ul se duce pe cop că nu mai vin banii anul ăsta, deja suntem la, trebuia să fie 9 miliarde, sunt 6 și gap-ul crește.
Dar ăștia discută, vai de mine, dau un bobi, cum o să fie în toamna lui 2024, stelele... Bine, da, e adevărat, e anul ăla 20 de ani, vine eclipsa, adică exact. Să-l suprapune luna exact. Cu soarele, iar Iohannis fiind una din ele și... Asta este, dar cum zic, e totul previzibil. Acum să te enervezi că sunt prea multe alegeri într-un an când matematic se putea calcula de pe vremea lui... Cine era ăsta din grecul antic cu astrolabul? Iohannis e și el direct interesat. Iohannis e direct interesat în scorurile europene, pentru că unul din planurile lui este să prindă opoziție în comisie. Și dacă partidul care susține pe el ia un scor foarte slab... În comisie, acum mai nou. Păi ce să facă el în comisie? Acolo să reprezentant. Comisar? Da. Un alt reprezentant pentru politică externă. Da. În fine, bun. Poate adică un fel de Borel. Un fel de Borel. Sau, dacă nu, un fel de Michel. Pentru că el a candidat în 2019. Da. Lumea a uitat, dar în 2019 Klaus Iohannis a fost candidat pentru postul pe care îl ocupă acum Charles Michel. Cel președintele Consiliului. Cel de președinte al Consiliului. El a fost atunci și nu a ieșit combinația. Da. Peneliștii au uitat zis, chestia. Mai candidez odată în România, acum, nu? La președinție. Da, deci da. S-a văzut clar că a picat orice șansă pentru NATO și ceea ce pregătește Iohannis este o poziție în care să intre în comisie pe un post foarte puternic, de ce nu chiar președinte, sau un alt reprezentant pentru politică externă, ca alternativă această poziție. Dar mai avem un șef de stat pentru asta care să se facă ministru de externe al Europei? Acum, sau păi comisar? Și la NATO. Dar nici la NATO nu era așa ceva. Am înțeles. Cei care hai să zici. Eu spun ce planuri îi croiesc oamenii ăștia. E internațională. Dar mai a mai fost vreun comisar care a fost șef de stat? Nu, dar tocmai, repet, el s-a pus în situația ridicolă în care a spus eu fost șef de stat, aș vrea să fiu la NATO. În loc să vă întrebați întrebarea asta, poate ar fi bine să-l întrebați pe Iohannis ce-și dorește. Că poate își dorește... Păi nu, toată lumea se întreabă ce-și dorește. Multe întrebări pe care ni le punem noi acum, cu partide, cu alegeri, cu cum o să fie, depinde și ce plan are el de viață. Exact, de el n-a vrut să spună niciodată ce vrea să facă. Mă întorc, domnule Lăzescu, la negocierea întregului pachetel de care vorbeam. Are vreo șansă să fie pusă în practică, să meargă înainte? Povestea asta, împărțitul funcțiilor încă de acum și negociată și comasarea la pachet cu ele? Nu știu la cum asta are. Nu cred că PSD-ul e interesat, pentru că dacă ne uităm pe scenarii, aici s-au discutat multe lucruri. Avem două, după mine, două scenarii posibile. Unul cu o situație economică nu tocmai proastă, dar lucrul ăsta nu e chiar simplu de obținut. Și atunci, să zicem, ar continua coaliția cu PSD-ul partener senior, PNL-ul partener junior, pentru că ei au noroc de au. Aur nefiind frecventabil ca partid de luat în calcul pentru guvernare și având un scor care probabil va fi undeva spre 20%, sper că nu mai mult, dar oricum un scor substanțial și USR-ul are și el e undeva jumătate cât Aur, practic nu se poate, aritmetic nu se poate merge pe altă variantă, adică nu există soluții. Numai că aici e o discuție întreagă, într-adevăr, apropo de ce vreau. Dacă situația economică merge prost, s-ar putea ca... La nivel național, așa, să fie o participare slabă la vot, pentru că e o nemulțumire generală față de tot, general față de clasa politică. Și atunci, sigur, partidele care au structuri în teritoriu vor obține niște scoruri ceva mai bune. Dar dacă e partea cealaltă în care nemulțumirea crește, atunci Aurul s-ar putea să ia un scor destul care să complice cumva lucrurile. Și apropo de ce spunea Cristian Preda, să fie, mă rog, să aibă impact și pe distribuția de la da. Din Parlamentul European. Apropo, ca să răspund și direct la ce m-ați întrebat, cred că PNL-ul, în ciuda, mă rog, micilor, mă rog, proteste, așa, lucruri pe care le spune, cred că până la urmă va trebui, nu prea are alternativă, va trebui să accepte o situație. Acum, cum se vor mai mișca funcțiile în interiorul acestei coaliții, cred că nu atât e problema, cât la cum se vor așeza funcțiile în zona PNL, adică cine va dispare. Să vedem dacă oamenii sprijiniți de președinte vor mai avea șansă, pentru că și aici e o chestiune, în momentul în care se schimbă prim-ministru, până la urmă Nicolae Ciucă nu e un mare lider de partid. El a fost pus acolo în fruntea PNL-ului și sigur, în momentul când nu mai ești prim-ministru, deja PNL-ul are și o problemă și din acest punct de vedere. El nu are un lider. Totuși Ciolacu, de bine de rău, la PSD, e un lider care
are o autoritate în partid, ceea ce nu se întâmplă în cazul lui Nicolae. Umblă vorba că miniștrii schimbați ar putea fi exact ăia despre care PNL-ul, în ședințele alea furtunoase în care mai ridicau glasul, ziceau că nu sunt chiar ai lor și că ar trebui să aibă ei mai multă forță la masă. Doamna Deca, parașutată de la Cotroceni, Predoiu, la fel, agrea de Cotroceni, Aurescu, nu mai vorbim, și Lucian Bode, mă rog, personajul problemă al acestui guvern de mai multă vreme. De ei se va scăpa? Păi și ce mai rămâne din PNL? Nu știu, vine Rareș Bogdan, nu așa-și dorea? O să fie, rotativa o să fie un moment foarte interesant, pentru că deja celălalt PNL, deci nu PNL Iohannis, mișcat un pic apele în zona publică. Au fost niște declarații, au fost niște tensiuni, da? S-au estompat destul de rapid ca să nu creeze efecte politice. Dar, într-adevăr, vom vedea cine va intra în PNL, în guvern din partea PNL-ului și vom vedea în ce măsură indicațiile președintelui vor mai fi respectate. Și vom vedea chiar indicațiile domnului Ciucă dacă vor fi respectate, pentru că sunt întru totul de acord cu Andrei Lăzescu când spune că domnul Ciucă riscă să-și piardă destul de mult din influență dacă va accepta să meargă la Senat așa cum s-a tot discutat. Înțeleg că nu e o variantă pe care să o agreze în mod special, dar să vedem, s-ar putea să nu aibă de ales. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile vor avea semnificație importantă. Vom vedea care sunt raporturile de putere în interiorul PNL-ului, în relația cu șeful statului. Eu nu cred în superînțelegerea dintre PSD și PNL. Ați văzut, la un moment dat, domnul Ciolacu a venit și a propus... explicit public crearea unui parteneriat de tipul ăsta și a fost o reacție destul de dură în PNL. Au fost lideri politici importanți și pe bună dreptate care au spus că PNL totuși nu își permite să nu aibă un candidat. Nu își permite să fie remorca PSD-ului. Da? Deci chestiunea asta pentru un partid e destul de importantă. Nu cred că vor accepta. Și ce ar putea să le promită cei de la PSD în așa fel încât să accepte o astfel de umilință din punctul meu de vedere. Un partid ca PNL-ul să accepte o hegemonie PSD-istă. Nu știu dacă ar trebui să ne mai mire după ce am văzut în ultima vreme. Poate să pună candidat, dar să pune unul fără șanse, să fie blat, cum au făcut ei alți cu Viorica Dăncilă. Adică poți oricând să faci. Și la București, și la președinție. Adică să fie asta parte din înțeles. Odată îl pui pe domnul Burduja, zic și eu, nu știu că e președinte la sectorul 1. El mai crește, lui convine că crește. Clădește profilul, exact. N-are nicio șansă, ăilalți ies, totul e ok, Ciolacul pune ministrul de finanțe, după aia, ca și zis. Da, a și zis deci că ar fi... Deci există variante, nu e că n-ar exista. Dar, sigur, conspirațiile în România nu țin, sau țin vreo 3 zile, așa, ori noi aici vorbim de un an jumate, adică e foarte greu să ții cuvântul în România, e greu de tot. Și data trecută când au lucrat împreună, nu? S-au constituit cândva să se știu... USL-ul era mult mai puternic, aveau și proiect agreat de guvernare. Dar ei s-au constituit pe sfârșitul 2011 și au rezistat 2012 până primăvara 2014, deci a durat 2 ani. Acum să vedem că au un an jumate. Vedem dacă se egalează acest record pe care l-au stabilit cu USL-ul. Nu-i deloc sigur. Da. Deci ce discută ei despre rotativă, că la începutul anului doar despre rotativă discută mai mult decât despre altele, arată că durata de viață, speranța de viață, nu e foarte lungă la această înțelegere pe care o proiectase la un dat până în 2028. Vă amintiți? Exact. Domnule, ajuns să spui că Ponta și Antonescu erau totuși lideri, domnule. Adică aici am ajuns. Pentru că, în primul rând, aveau o experiență în partidele lor mult mai semnificativă decât al lui Ciucă și al lui Ciolacu, să ne înțelegem bine. Ciucă nu-i ascultă indicațiile. Pe ca să le ascult, trebuie întâi să le înțelege. Adică mă gândesc la colegii lui, domne, zice și o fi zis să o luăm în colo sau în colo? Dar să fie stabil. Nu, asta ni s-a spus și asta înțeleg că le spune Ciucă și colegilor de partid tot timpul, neconflictuali, stabilitate, noi trebuie să fim partidul care oferă stabilitate acestei coaliții. A se citi balamaua
Ce stabilitate dacă PSD, au greșit că... bugetul? Unde e stabilitatea țării când ai greșit bugetul și vin zile grele și n-ai cu ce să acoperi adâncitura? Se stabilizează, se echilibrează, Sorin Ionită, cu declarația președintelui, că nu e nicio gaură. Între avem o gaură atâta de mare, de 20 de miliarde, nu e, și niciuna s-a stabilizat situația. E adâncitură, da. Nu e gaură, dar este. Bun. Nu, dar acum serios vorbind, toată lumea compară zilele astea cât costă masa de Paște acum și cât era... Stabilitate. Păi nu, nu, da. Adică iau zice, nu stă ieri, nu e gaură. Nu. Dom'le, dar situația e nasoală. E adică... cea mai scumpă din ultimii 20-30 de ani, depinde pe cine trebuie dintre specialiștii în economie. Păi da, că facem fiecare în parte cumpărături, nu? Și vedem cum stau lucrurile. Deci ideea că e bine și avem creștere economică. Bun, avem creștere economică, dar... Bine, și aia scade. Stați nu, dar lumea ajunge să nu, dar lumea ajunge să creadă că atunci când ai creștere economică, dai mai mulți bani în supermarket, știți? Asta ajunge lumea să priceapă. Da. Vreau să spun un lucru apropo de ce efecte perverse pot apărea în momentul în care s-ar putea decide comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale. Deci, gândiți-vă că niște președinți de partide și-ar vedea saci în căruță, PSD-ul ar lua un scor, PNL-ul ar lua un scor, poate ar fi un scor care să le permită să continue guvernarea, toată lumea ar fi mulțumită și atunci ar urma să facă planurile pentru prezidențiale. Și nimeni n-ar mai avea chef să candideze. De ce să candideze Ciolacu, de exemplu, sau Ciucă în momentul în care iau scoruri bune și continuă guvernarea, da? Deci ar fi niște efecte total antidemocrate și ciudate, foarte ciudate. Nu s-ar mai ghesui, nu s-ar mai băga, pur și simplu. Și n-ar mai trata prezidențialele așa cum ar trebui să le trateze, totuși în funcția cu cele mai multe voturi pe care... E totuși interesant să controlezi SRI-ul, SIE, astea. Da. Ar mai fi acolo niște chestii la președinție. Da. În contextul ăsta complicat pe care îl traversăm, că tot ziceați că avem cel mai scump Paște sub aspectul cheltuielilor din ultimii... Ce Dumnezeu, cel puțin, nu știu, 20 de ani. Să vedem ce îi preocupă însă pe mai marii României, apropo de alimentație. Îi preocupă ca nu cumva făina de insecte să intre în circuit și să fie folosită, Doamne ferește, mai ales la produsele tradiționale. Ce au de spus Ciolacu și alți pesediști de frunte despre subiectul ăsta imediat? În mijlocul controverselor legate de gaura de la buget, comasarea alegerilor, ajutoarele pentru Ucraina și așa mai departe, președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunță un alt tip de proiect la care lucrează intens. A depus deja un proiect de lege pentru interzicerea utilizării făinii provenite din insecte în produsele tradiționale românești. Și zice el, protejăm în felul ăsta produsele tradiționale prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale, așa au făcut și alte țări europene, așa trebuie să facem și noi, și produsele alimentare care vin din import și conțin ingrediente obținute din insecte trebuie să fie expuse separat pe rafturile magazinelor. Trebuie să știți că e ordin de zi pe unitate în tot PSD-ul să susțină această idee. Ministrul Daia a dat azi nu știu câte declarații referitoare la același subiect. Iar aseară, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului vorbea aici în platou de același imperativ. S-ar putea în același timp să fie entuziaști care vor să încerce să vadă cum arată clătitele cu gust de greier, cu toate că nu știu dacă au ce să compare sau dacă în copilărie au mâncat vreun greieraș. Eu știam câteva poezii cu cri-cri-cri, toamnă gri, nimic cu mâncatul greierului la sfârșitul poeziei. Trebuie totuși să fie informați consumatorii, așa cum iată este și legea laptelui, cea care impune ca produsele cu grăsimi vegetale asemănătoare produselor lactate să fie pe rafturi distincte, pentru că, într-adevăr, în ultima vreme s-a creat foarte multă confuzie. Da, e foarte multă confuzie și foarte multă preocupare dacă te iei după cei de la PSD în legătură cu subiectul ăsta, domnule profesor Preda. Ai zice că toată țara freamătă de această grijă, mai ales acum înainte de Paște, nu se uită după miel, încearcă să se ferească de făina de insecte. Da, sigur, domnul Ciolacu, dacă se plictisește, poate să verifice covrigii de Buzău, cârnații de pleșcoi, dacă nu așa, sunt afectați de această, cum se cheamă,
invazie a insectelor, că PSD-ul pare invadat. Dar lumea cred că are în acest moment cu totul altă problemă. Deci, ministrul Daia, care se ocupă de agricultură, a creat un prejudiciu enorm fermierilor din România. Poveștile astea cu insectele sunt aruncate acum pentru a încerca să diminueze efectul dezastruos al felului în care domnul Daia a negociat, de fapt, n-a negociat, sprijinul pentru fermierii români. Asta este. E preluat o temă de la AUR, că au venit zărghiții de la AUR cu insectele și cu toate poveștile astea inventate, de parcă lumea nu vede ce... Pe toate etichetele acum, pe covrigii de Buzău, vânduți la domnul Ciolacu, probabil că nu sunt etichete cu conținutul sau... Eu știu dacă fac la negru pe acolo, prin județul dumnealui, cârnați de pleșcoi, n-ai ingredientele listate, că suntem de 15 ani în Uniunea Europeană și avem și coloranți și tot. Deci te informezi oricând vrei. Însă problema nu este asta, nu e preluarea de către PSD acestui delir cu greier și cu alte insecte în mâncare de către partidul de guvernământ. Problema este ce facem pentru a depăși situația creată de domnul Daia, care n-a fost în stare să aducă, așa cum au adus alți miniștri de agricultură din țările Uniunii Europene afectate de războiul din Ucraina, sprijin pentru fermieri. Păi asta aș vrea să știu de la domnul Ciolacu. Cu Comisia Europeană nu se mai poate face mare lucru, dar se mai putea face cu Ucraina o negociere în legătură cu tranzitul cerealelor și cu culoarele alea, ca să nu mai rămână cerealele aici. Numai că ce să vezi, ministrul Daia... Înțelegem că a refuzat orice întâlnire cu partea ucraineană sau nu se prezintă din vari motive. Și l-a lăsat pe Aurescu, ci că să meargă externele, da, exact, să negocieze, da, cu greu. A pasat problema la Aurescu. Fermierii spun, domnule Daia, duceți-vă acolo și negociați, că până acum ziceați că țineți cu noi și nu știu ce. Și domnul Daia a dispărut în peisaj, a pasat-o la Ministerul de Externe. Nici nu trebuie să te duci acolo. Care Ministerul de Externe zice, ți-am făcut rost de întâlnire, du-te. Ce i-a împiedicat pe ei de la bun început? Daia la agricultură, cu Bode la interne, din prima moment când începeau să vină coridoarele, să facă un sistem sigilat tirul ucrainean când intra în țară, exact. Îl desigila în portul Constanța, nu mai aveam... Că îi costă mult? Nu. E banal. S-a făcut în pandemie, s-au circulat, deci era o chestie de organizat în 3 zile de aceste 2 ministere. Ce i-a împiedicat? Că ei au fost la putere. De ce nu au făcut această chestie? Și să vaită că mamă vândă ea din tiruri pe ușa din dos, au stricat piața românească. Păi și cine să ia măsuri? Ia măsuri mâine! Chiar n-au vândut pe ușa din dos, au vândut legal, au vândut la că traderii cu asta se ocupă. Bineînțeles, iau cereale ieftine, cât mai ieftine. Dar avem o estimare, nu știm câte, sunt zvonuri, că erau, că nu erau. Bă, pune-mă sigiliu că tu ești ministru, du-te la vamă, vorbește cu ea, fă sigilii și le mai desfac ăștia doar în port, la Constanța, când pleacă spre Egipt sau unde pleacă ele. Bun. Care-i problema ta? Dar asta este o chestie foarte serioasă cu făina de insecte și cu greierii. De fapt, ce vor ei să facă este parte dintr-un război mai larg, sigur. Iau copy-paste din războaiele culturale americane. Vor să transforme alegerile de la anul într-un fel de ciorovăială identitar-culturală. Exact. Să nu mai vorbim de competență, să vorbim de identitate, tradiții și tot felul de fake-uri de genul ăsta, pentru că pe competență pierd competiția. Adică n-au ce să spună. Da. Și atunci hai să vorbim de tot felul de chestii de-astea inventate. Dar vă dau o știre, bombă. Mierea e produs tradițional? Este, că de la daci, zice, că avem mărturii, că ei aveau stupi de miere. Dumneavoastră știți că albina, până să fie așa cum o vezi, ea e un vierme mic și alb care îți dă până miere aia pe acolo, până stup? Nu vi se pare puțin scârbos? De ce mâncăm noi miere? Vezi că se sperie de aia. Da. Sorin, nu știe. Nu, că știe, astea știe. Că, astea de post, preparatele de post, păi au foarte mulți coloranți alimentari, inclusiv de ăsta, aripă de cărăbuș. În mezeluri, în special în aia ieftine pe care le consumă oamenii săraci, votanții domnului Daia. Se pun, nu în toate, nu zic eu, dar se pun și se folosesc de ani de zile. Da. Nu s-au descoperit acum chestiile astea. Bun. Ce e cu isteria asta? Acum, ce e cu preocuparea asta să ne apere de făina de insecte? Care fie vreo între noi, nu știu, a văzut-o cineva în România?
Apropo, ca să o punem noi pe rafturi separate... E la sediu PSD. Da, domnule, este chiar un nume tehnic, poți să o caut acum. Nu era pentru consum... E făină de instantă. În primul rând au zis că e o foarte bună sursă pentru tocmai pentru furaje și alte chestii ca să mai reducem poluarea. Nu, e colorat alimentat carmin, să colorat lui una. Făina din care s-ar face pateuri și covrigi e cu totul altceva. Parizerul are în el gândac. Cred că e cea mai mare nenorocire. De când eram noi mici. Să discutăm despre proteine provenite din insecte. Până la urmă, să știți, s-ar putea ca în vreo 30 de ani de acum încolo, poate și mai devreme, să ne fi obișnuit deja cu astfel de lucruri în alimentația noastră. Pentru că, mă rog, nu cred că studiile din domeniu sau vorbesc destul de serios în legătură cu această resursă de proteine. Dar domnul Ciolacu, care e suveranist, da? Dar e un suveranist așa de o peretă, pentru că de vodevil, aș zice, pentru că apropo de războaiele culturale, ce război cultural să susțină domnul Ciolacu? Acum dar la ele serios. Nu trivi cuvântul. Da, dar nu, adică cultural. Ce să ne spune domnul Ciolacu despre lucrurile astea? Ba, bineînțeles că încearcă să acopere agenda, bineînțeles că încearcă să ne facă să plecăm după fentă, cum se spune, dar nu face decât să sperie niște oameni eminamente nevinovați. Da? Adică electoratul domniei sale... O să fie îngrozit că, Doamne deci, ferește... Deci nu există oricum, da, exact, repet, la raft, adică, în acest moment. Da. Domnul Ciolacu este un distribuitor de fake news. Concluzia. Da. Mulțumesc foarte mult tuturor. Pe mâine, la ora 21.